E timpul să facem chiloți acestui cuțit. L-am cumpărat acum multă vreme, pe vremea când costa cât chiria pe o lună la o garsonieră, adică acum vreo 20 de ani. Ca întotdeauna când faci un tipar de carton, încep cu o axă de simetrie. Dau peste carton cu un ac relativ tocit, ca să nu taie, și îndoi cartonul. O facem mai mare pentru început. O să-i facem o năstrușnicie, o curelușă care o va urca și se va închide aici. Deci o să-i las tecii un soi de gardă la rândul ei, în dreptul mânerului. Tiparul ăsta va suporta corecturi succesive, cum se întâmplă de fiecare dată când fac un tipar nou. Aici o să tai așa, pentru că voi corecta. Și acum, dacă tot avem o axă de simetrie, o să simetrizăm, folosindu-ne direct de asta. Asta este prima formă a tiparului. Aici este prea mult, o să tăiem și asta. Întotdeauna când am de făcut o tăietură, folosesc axa, dau două puncte și geometria te ajută să înțelegi că această tăietură este perpendiculară pe axă. Bun. Prea lungă aici. De fapt, așa va sta. Facem corectura de rigoare. Deoarece lama ta e extraordinar de bine, îi vom face o gardă prin care vom coase, astfel încât lama să nu taie ața care va uni aceste două bucăți. Să nu uităm că facem piele, nu farmacie, deci micile erori sunt total acceptabile. Din cauza grosimii pielii, aici o să punem axa, o trasăm și o să dispară din ea câțiva milimetri. Asta, dacă nu mă credeți, verificați, puteți să tăiați oricând. Eu o să tai de la început. Bun. Acestea fiind spuse, aruncăm cartonul și punem pielea pe masă. Bun. Să facem și această glumiță. O să o punem aici. O să o tai mai mare decât tiparul și o să corectez ulterior. După cum să vedeam niște spațiu acolo. Hai să nu vărsăm cafeaua. Ți se rog și vărsă cafeaua. Bun. Așa. S-a mai produs un moment în care ne vom uita ce se întâmplă. Ok. Piele fermă, exact cum trebuie să fie o teacă. Așa. Și, după cum spuneam, vom folosi temeini clipici. Dar pe rezinata asta trebuie să cureți suprafața dacă vrei să prindă lipiciul. Așa că folosim un capăt de lamă de cater. Foarte versatile lamele de cater. Credeam că știu toate șmecheriile despre ele până când am văzut ieri un indian care și-a făcut crooked knife dintr-o lamă din asta. Nu mi-a venit să cred. Pensula se păstrează în toluen pentru că eu lipesc cu policloroprenic care se diluează cu toluen.
o să dau și în partea asta preventiv. Probabil o să dezlipesc și o să relipesc o dată de două ori. Asta face lipiciu, te ajută să faci un tipar definitiv. Mă rog, când faci o teacă unicat, nu ai nevoie de un tipar definitiv. Copii, nu faceți asta acasă. Aici ar fi axa de simetrie. Nu o să lipesc exact din vârf. O să las cât să se îndoaie pielea asta, la modul ăsta. Deci se va îndoi și va prinde exact cât trebuie. O să ajut puțin. Ăsta e surplus. Îl vom tăia. Bun, acum o să vedem dacă teaca este ce trebuia. Am loc destul ca să dau găuri, deci nu e o problemă. Chiar pot să mai micșorez foarte puțin. E destul. Alte chestii minunate. De japonezi inventate. Bun. Uite. Și acum se face așa, frumușel. Țaca-paca, 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 țaca-paca. Punem vreo 2, fix cât să îmi țină asta. Se folosește metoda de aici. Ups! Deci este, mi se pare prea acoperitor aici. O să fac așa. Nu pot să le tai prea mult două deodată din nefericire, așa că va trebui să desfac. De asta e bun lipiciu. Acest cucui va fi numai pe o parte, pe cealaltă nu va mai fi. Bun. Asta se va duce drept. O să mai fie asta. Aici. Tot ce corectez acum îmi ușurează viața când o să șlefuiesc marginea. Ups! Relipim. O să tai o bandă suficient de lungă ca să o scurtez ulterior. Pentru că o să pun o capsă, o să trebuiască să fie lată de 2 cm, poate chiar de 2,2. A ajuns atâta. 2,2 odată, 2,2 de două ori, cine dă mai mult, nimeni. Hai să tăiem. Așa o să fie, bun. Aici o să tăiem. Eu mă descurc să dau perpendicular și să aliniez găurile și pe o parte și pe alta. O să mai fac ceva pentru bucuria telespectatorului. Avem acest pinte pe care l-am primit de la un prieten pe numele lui Mihai, care l-a făcut dintr-o piesă de ceas. Distanța dintre găuri este foarte nestandard la acest pinte. Este de 5, foarte puțin. 5,1, 5,2, 5,3. Nu mai mult de 5-3, cu siguranță. Ok. Acum avem și certitudinea că dăm găurile echidistante. Noi neapărat să le faci când faci de mână. Da, nici greșit nu e. Așa că aia faci. Egalizăm. Te gândești că eu, în mod normal, cos sunt pe spate și aproape dormind. În timp ce mă uit la un desen animat.
banditule, băi. Băi, banditule, băi. Bandițoiule, bandițoiule. Bandițoiule, bandițoiule. Hai. Puști aici, puști. Puști aici, aici. Pleacă, banditule. Pleacă, banditule. Ziceam, crepul știe să scoată prenadez. Scoate, mă, cum a. Asta e pus la abrazivă. Foarte deșteaptă. Știe de toate. Folosesc uniters, black, și filler uniters. Sunt excepționale, nu bune. Și prima dată dăm cu filler. E exact conform instrucțiunilor producătorului, care chiar știe carte. Așa de frumoasă pielea că aș putea să o las numai cu filler. Ce mai e bun la fillerul ăsta e că poți să greșești cu el, că nu pătează ca o vopsea. Cu un șmirghel o să șlefuiesc fillerul. Să-l folosim pe ăsta. Black e aici. Ochiometric, frate, ochiometric. Și strângem, știi? Bobinăm. Bobinăm. Așa, 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 așa. A, îmi spune mie ceva că o să se așeze unde trebuie. Aici o să vină. Avem pic argint, care se și curăță. Pa, 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 pa. La. Întotdeauna lipim. Ca să lipim prima dată, zgâriem, ca să avem aderență. Lipim cu lipici. Okay. Acum am dat seama că o să-mi fie greu să găuresc aici și atunci facem o altă chestie. Ardem frumușel ca să se evapore. Lipicim aici. Okay. E lipicit. Avem un cauciuc oarecare care îl putem băga aici, pentru că vom continua găurile cu sulă. Unde ești, sulă, isteață? Aici ești, dânsa. Mi-a ascuțit-o un prieten, chestia asta e un monstru. Pur și simplu un monstru. Găurește fără niciun fel de efort, cam orice.
Cred că sunt prea mici ca să cos cu ușurință, așa că o să le lărgesc. Ața. Hai, mă, treci. Așa, mersi. Una bacată. Ok. Începem cu un pas în spate, o coasem pentru prima oară, a doua oară. Bricuet. Așa, mă. Yes. Ok. Ah, am uitat să vă arăt. Nu mișcă. Nu mișcă. Stă fix țâță de mâță.